slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare care în această seară ați lăsat toate cele de acasă și ați hotărât să veniți în casa în care se cheamă numele Domnului. Tinerii ne-au îndemnat la luptă. Sper după ce o să ascultați cuvântul din seara aceasta să nu săriți la luptă. Este un cuvânt de care am fugit mult timp, este vorba de pricină de potihnire. Pricinele de potihnire este un subiect delicat, dar vă știu oameni duhovnicești. Și dacă dați, să nu dați tare. Este minunat când suntem în casa Domnului. A citit un frate, Doamne, ajută-ne, Doamne, iartă-ne. Cât de minunat este Dumnezeul nostru. Și cântarea care mi-a rămas mie cel mai tare la inimă, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Este atât de important să avem valoare unii în ochii altora. Este minunat când te simți apreciat în colectivitatea în care trăiești. Fie că ești la servici, fie că ești la școală, fie că ești în biserică. A pus Dumnezeu lucrul acesta în noi să simțim, să ne simțim bine că suntem apreciați. Dar cu cât mai mult, când Dumnezeul Dumnezeilor, când Împăratul Împăraților ne declară la toți, aveți valoare în ochii mei. Și dacă Dumnezeu face această declarație, înseamnă că noi, ca și indivizi, suntem așezați sub protecția lui Dumnezeu. Cuvântul face mai multă mărturisire. Spune, cine se atinge de voi, cine se atinge de ființa voastră, se atinge de lumina ochilor mei. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă, dimineața s-a vorbit de deget. Dacă pui degetul în gură, îl pui că te doare. Dar atingeți-vă cu degetul pe ochi. Este comod lucru. Eu suport tare greu atingerea la ochi. Și Dumnezeu spune lucrul acesta în mod deosebit pentru poporul Lui. Cine se atinge de tine, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Avem o protecție așa de puternică pe pământul acesta. Ca să putem sfârși alergarea. Să putem duce lupta noastră până la capăt. Suntem angajați toți în lucrarea aceasta. Slăviți să fie Domnul dacă este așa lucrarea. În seara aceasta v-am spus că aș vrea să ating acest subiect pentru că cel puțin în două județe este nevoie de discuția aceasta. Când aude lumea de Bacău, nu neapărat de contextul religios, este, are apa din Bacău ceva aparte. Noi, ca și băcăuani, suntem puțin mai dificili așa. Poate vi se pare ciudat, dar să știți că așa ne înțelegem mai greu unii cu alții. Comunicăm mai greu, ne deschidem mai greu, ne suportăm mai greu. Dar trebuie să înțelegem că așa suntem și trebuie să mergem înainte așa cum suntem noi. Nu trebuie, trebuie să ne creăm un confort. Gândiți-vă, primește noie poruncă. Fă o corabie. În această corabie vei locui în luxul cel mai mare. Urcă toate animalele în corabie de pe pământ și arată perechile care urcau acolo și 8 persoane, 8 oameni urcă pe acea corabie și Dumnezeu închide ușa. Vă dați seama ce confort era acolo? Fără canalizare, fără aerisire, tot disconfortul posibil. Dar numai în acel loc se putea rămâne în viață. De multe ori nu avem confortul necesar în biserică. De multe ori ne strânjenim unii pe alții în biserică. Dar biserica este singurul loc în care poți să fii în legătură cu Dumnezeu. Nu vă uitați la clădire deloc. Mă refer la biserică ca trup al lui Hristos. Nu poți să spui că ești un mântuit al lui Dumnezeu când tu te rupi din biserică. Am auzit de multe ori. Biserica din Cutare loc, biserica lui Cutare, biserica lui fratele Cutare, eu cunosc o singură biserică. Biserica lui Hristos. Amin. Dacă eu mă supăr pe fratele Ion Măcureanu și am luat 10 din biserică de aici, și când merge la biserica lui Vișoreanu.
Bișoreanu vă mai duce câțiva ani, atât aduce Bișoreanu. Pe urmă s-a terminat cu el. Dar cât timp rămâi în Biserica lui Hristos, Biserica lui Hristos te duce în veșnicie. Amin. Noi, ca să putem înțelege cum putem trăi cu Hristos, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a lăsat în biserică daruri prin Duhul Sfânt, Dumnezeu a lăsat slujbe și lucrări în biserică. Și fiecare venind în unitate, ne conduce către cer. Eu nu pot să spun că eu dețin toată cunoștința, toate darurile, toate slujbele și toate lucrările le fac eu. Nici măcar Papa de la Roma nu se poate lăuda cu așa ceva. Nu este nimeni pe pământul acesta care să dețină totul. Singurul care deține totul este Dumnezeu. Și mi-aduc aminte când eram copil, de mod de studiu biblic, un vecin de-a meu, cred că era de seamă cu mine. Mai merge? Merge, cred. Cred că era de seamă cu mine, dar se pregătea să dea la teologie. Era prin clasa 9 și în clasa 10 trebuia, la seminar trebuia să dea. Și vine la mine și eu cunosc Scriptura și îmi spune că acum sunt la cartea Deuteronom. Opa, când n-am auzit niciodată Deuteronom, ce interesant suna. Dar și eu tot cam atâta cunoștea din toată treaba asta. Deuteronom. Mi s-a părut că sună frumos tare. M-am întâlnit după ani de zile. La nivelul ăsta a rămas. Știa de Deuteronom. Și sună complicat așa, pentru un om de rând, sună complicat tare. Îl întreb pe altul, că domne, unde lucrezi? La fabrica de avioane. Ce face acolo? Avioane. Dar la fabrica de avioane se fac și butelii. Și el poate numai că vopsește butelia. De aceea noi avem nevoie să înțelegem. Știți, lucrurile foarte serioase și foarte grave, să mai spun și puțin în glumă, ca să le putem suporta. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a așezat într-un loc să învățăm și să căpătăm învățătură. Nu este nimeni care să nu poată căpăta învățătură și nu este nimeni care să nu poată să dea învățătură. Poți învăța de la un copil. Astăzi am auzit o treabă extraordinară care m-a bucurat. Într-o familie este un părinte și o mamă. M-am umbiat grozav. Deci, părinte unul singur, pe pământ, și mamă. M-am bucurat tare în rugăciunea aceea. Ne-a înălțat pe noi, frații. Este minunat. Avem de învățat de la un copil. Avem de învățat de la un om moribund. Aduceți-vă aminte de sora Ciobanu. Vă mai aduceți aminte de ea? Ne-a dus o întărim și am plecat întăriți de la ea. Când Dumnezeu a arătat lucruri minunate. Avem de învățat unii de la alții. Dar haideți să timpul trece și să încercăm să rog pe Andrei dacă se poate ține după mine cu versetul, dacă nu o să văd foarte bine, el mă ajută și mă uit în monitor. Să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din privința cugetului. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea din pricina de cugetul altuia? Amin. Potihnirea este printre primele neajunsuri care a apărut pe pământ. Am auzit că a fost pofta în grădina Edenului, când diavolul îi arată omul și era de dorit, era de poftit. Neascultarea, pentru că i-a spus să nu mănânce.
Și a urmat jertfa între al lui Abel și al lui Cain. Și Dumnezeu privește cu plăcere către jertfa lui Abel, dar spre jertfa lui Cain nu a privit cu plăcere. Și a apărut o potignire, a apărut o supărare în inima lui Cain. Și a lăsat această sămânță a supărării să încolțească și a dus la moarte. O sămânță sădită care a dus la moarte. Acum 6.000 de ani s-a întâmplat lucrul acesta. Potignire va fi până ce va fi ultimul om în forma actuală de organizare pe pământ. Dar ce înseamnă potignire? Cei care aveți cunoștință despre agricultură, mergi cu plugul în brazdă și ai o rădăcină groasă și s-a oprit plugul în brazdă. Ce s-a întâmplat atunci? Te-ai potignit în brazdă. S-a oprit plugul în brazdă. Când cineva se potignește, înseamnă că l-ai oprit din mersul lui, care îl avea. Pleacă un om pe calea pocăinții și se potignește. Am făcut un gest în așa fel încât lucrul care l-am făcut eu l-a făcut să se oprească pe cale. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi nu dăm niciun prilej de potignire și când am citit lucrul acesta m-am îngrozit. Și am căutat măcar un singur om care să nu fi dat niciodată niciun prilej de potignire. Și am căutat în Sfânta Scriptură. Și dacă vrei să cauți un astfel de om, la cine te-ai duce? La Domnul Iisus Hristos, El trebuie să fie modelul de săvârșit care n-a dat niciodată prilej de potignire. Și știți care-i treaba? În Sfânta Scriptură, El a dat cele mai multe, dacă căutați după trimitere, a dat cele mai multe prilejuri de potignire din Sfânta Scriptură care o să le găsiți. Înseamnă că potignirea nu este unilaterală. Nu depinde numai de mine. Dacă mă potignesc, sau te potignești de mine. Nu depinde numai de mine. Domnul Iisus avea o misiune pe pământ și pentru El era mai important să ducă misiunea până la capăt decât dacă fariseii se potigneau. Dar asta nu înseamnă că Domnul Iisus făcea totul în așa fel încât să se potignească fariseii. Domnul Iisus se comporta în așa fel încât din toată comportarea Lui să se vadă dragoste. Din tot ceea ce a făcut Domnul Iisus, a căutat să se vadă că El împlinește voia Tatălui. În tot ceea ce a făcut Domnul Iisus, n-a încălcat nici una dintre poruncile Lui Dumnezeu. Libertatea creștinului nu înseamnă păcat. Și dimineața citea fratele Remus că adevărul, că Hristos ne face slobos. Dar slobozenia în Hristos nu dă voie să mă comport cum vreau eu, să fac ce vreau eu și să nu îmi pese de ceilalți. L-am găsit pe Domnul Iisus ca pricină de potinire în vorbire. Când le spune ucenicilor, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Știți ce au spus ucenicii? Aceasta este prea de tot. Prea de tot. Nu se poate să mâncăm trup și să bem sânge. Pentru că ei nu înțelegeau lucrurile acestea. Noi ca biserică, și aici mă refer la biserica din Bacău, am vrea să fim omogeni. Toți să fim la fel. Dar asta ar fi o catastrofă extraordinară. Avem câțiva tineri în față, erau mai mulți. Acum sunt jumate din cor, cred că este. Dar gândiți-vă, dacă toți băieții din cor ar avea același tip de gândire, să fie ca la pod. Toți să gândească la fel. O singură fată din cor s-ar mărita. Pentru că toți ar iubi o singură fată. Dar Dumnezeu cum a făcut așa? A făcut ca fiecare băiat să gândească diferit și fiecare să-și găsească partener. Deci ei nu sunt omogeni în privința aceasta. Ei au felul lor de gândire. Dacă toate surorile din biserică ar arăta identic, să nu le deosebim, care ar mai fi soția mea? N-aș mai deosebi eu. Și așa ne-a lăsat Dumnezeu să fim diferiți. Și aici ne arată gingășia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. S-a vorbit dimineața de trandafir.
Dacă toți trandafirii ar fi la fel, ar fi frumoși. Dar când vezi un buchet de trandafiri roșu și unul alb în mijloc, nu e mai frumos? Este mai frumos. Chiar dacă trandafirul uneori înțeapă. Mi-a plăcut de o fetiță de 3 ani și ceva. A spus, Domnul Iisus este gingaș. Ce rost ar fi avut ca Dumnezeu să creeze florile? Să vezi un câmp de flori înflorit. Cât de gingaș este Dumnezeu. Câmpul acela, într-adevăr, dă oxigen. Dar Dumnezeu putea să spună unui bolovan, când vine ploaie peste tine, dai oxigen pentru oameni. Dar Dumnezeu a ales floarea, simbolul gingășiei, ca să ne bucurăm și ochiul, și mirosul, și privirea, să fie frumos pe pământ. Ne-a făcut diferiți. Unii suntem mai în vârstă, alții suntem mai tineri. Nu? Slavă Domnului, când ai în jur de 30-40 de ani, slavă Domnului. La 80, Doamne, reumatismul, Doamne, mă doare reumatismul, așa este. Și dacă n-ar fi durerea reumatică, dacă n-ar fi durerea de inimă, n-ar vrea să plecăm de pe pământ, că ar fi tare confortabil. Dacă ar veni 1000 de euro, măcar pensia, ar fi confortabil pe pământ. Dar așa ne-a lăsat Dumnezeu să fim diferiți. Și în acest trup al lui Hristos, pentru că așa ne învață Apostolul Pavel, am vrea să fim într-o unitate fantastică, dumnezeiască. Trupul lui Hristos are glicemia până într-o 100, tensiunea 12:7, colesterolul în limite normale, globule roșii, albe în limite normale, dar să știți că nu este așa. Noi suntem cu tensiunea la maxim la ora actuală. Pentru că vine vrăjmașul să ne tensioneze și să punem între noi anumite tensiuni. Și știți ce a pus? Pricinile de potignire. Eu nu cred că este vreunul dintre noi care să facă intenționat. Eu îmi pun în minte, ia să-l fac eu pe fratele meu să potignească puțin în mine. Și plec de acasă cu gândul meu, oare cu ce aș putea deranja eu pe fratele Ion ca să potignească în mine? Și stau și mă gândesc, stau la ușa acolo unde este fratele Alin acum și mă gândesc o oră, două, trei, mă, ce să-i fac, mă, că nu pot să-l scot din apele lui. Și deodată îmi vine ideea, hai să-l fac să se potignească. Și îl fac pe fratele meu să se potignească. Când vine pricina de potignire, trebuie să vă gândiți că este, în general, o uneltire satanică. În general, el vrea să rupă armonia din trup. Dar nu întotdeauna. De ce spun lucrul acesta? Câteodată noi, când citim Cuvântul lui Dumnezeu, avem o înțelegere diferită la noi. Pentru că noi avem, am spus, vârste diferite, venim din medii diferite, avem cunoștințe diferite, avem studii diferite. Asta nu înseamnă că unii suntem mai buni sau alții suntem mai răi. Nici cel care este pricină, nici cel care pricinuiește, să știți că nu este nici mai bun, nici mai rău. Tensiunea o face cel rău, el a făcut-o, el s-o ia și să lase pe noi în pace. N-avem nevoie de el. Dar noi, ca și Biserică a lui Hristos, avem nevoie de o învățătură sănătoasă. Credința care o avem trebuie să fie stabilă și pe stâncă. Noi ne potignim în vorbire, ne potignim în ținută, ne potrivim în cum arătăm și în ce avem în casă și de ce nu avem în casă. Și aș vrea să vă arăt în ținută cum evoluează sau involuează dumneavoastră numiți. Acum ani de zile erai credincios adevărat. Dacă erai îmbrăcat în salopetă și tu în zel. Acum nu știu dacă v-ar place să mă vedeți aici în fața dumneavoastră, tu în zero, deși mă apropii, cadă și în salopetă. Cei care făceau lucrul acesta nu făceau din răutate. Și sunt frații noștri și iubim. Așa au înțeles la vremea respectivă. Și noi îi prețuim. Pentru că așa au înțeles, nu îi disprețuim să spunem că erau primitivi. Sau neînțeleți. Așa au înțeles atunci. Acum, unii dintre noi avem cravată, unii nu au cravată. Nu trebuie să fie aceasta o pricină de potinire. Într-o vreme era obligatorie mustața și am înțeles că fratele Cristi stătea mai bine cu mustață. Mai serios. Spune fratele Fănică că părea mai serios. Eu nu cred că este neserios nici acum.
Dar pe o, într-o anumită vreme, acum vreo 40 de ani, deci acum vreo 40 de ani, a nu avea mustață era pricină de potignire în biserică. Și că atunci ce diferență între tine și o soră? Asta era motivația biblică pe vremea aceea. Dar vedeți, asta nu era o credință care să reziste în timp. A trecut timpul, s-a schimbat ținuta, s-a schimbat aspectul. Și pentru elementele acestea de potignire, pentru aceste elemente de potignire, unii au fost alungați din biserici. Vi se pare normal ca un om să fie alungat dintr-o biserică că n-are mustață? Păi, poate unul singur parcă are mustață în biserică. Restul ar trebui să plecăm acasă, nu? Deci sunt lucruri care nu sunt pe stâncă. Ele sunt bine de respectat când majoritatea bisericii adoptă această regulă. Mi-a plăcut de un frate. A fost invitat într-o biserică unde nimeni nu avea cravată. Când a văzut fratele și-a dat cravata jos. Dar a spus la un fraților, eu sunt purtător de cravată. Din respect pentru dumneavoastră, de data asta am dat-o jos. Dar să știți că eu port cravată. Adică n-a vrut să fie fariseu. Le-a spus, ăsta sunt eu. N-are rost să mă vorbiți pe urmă când o să mă vedeți că port cravată. L-am văzut pe fratele X, avea cravată mare, tot ca se duce în ea. Cred că o să treacă și moda cu cravata. Probabil că o să vină înapoi moda cu papionul. Nu știu exact. Nu mi-a fost dat să cunosc lucrul ăsta și nici nu mă interesează moda. Ce m-a uimit pe mine în toată predica lui Hristos? În toată predica lui Hristos nu o să vedeți măcar o singură observație despre ținută. Ați observat? În toate patru evanghelii. Să fac vreo observație despre ținută? Niciuna n-a făcut. Asta nu înseamnă că umblăm cum vrem. Asta nu înseamnă că facem ce vrem. Pentru că se reglementează mai departe în Sfânta Scriptură în privința ținutei. Dar cât de mult punem accent și cât ne tensionăm din lucrul acesta? Astăzi este o zi binecuvântată pentru mine. Nu primesc nimic. Azi vreau și tabinele la zbor. M-am dus în grădină. Primul meu stup este un criminal. A avut să-mi memoare un vecin anul trecut. Și mereu îl văd pe acela. Stupul ăla este primul. A făcut șoc anafilactic, l-am dus în comă la spital. De multe ori noi, ca biserică, reacționăm ca un trup hipersensibil la venit. Pentru lucruri, eu iau și câte 100 de înțepături odată și n-am nimic. Pentru un lucru mărunt, o înțepătură, ne tensionăm și ne rupem. Și se creează Biserica lui Vișoreanu, Biserica lui Măgureanu și așa mai departe. Pentru o înțepătură. Intrăm în șoc. Vai de mine, ne-am despărțit de Hristos. Cu tare, cu tare. Credința creștină îți dă o anumită libertate. Numai să o folosești spre slava lui Dumnezeu. Eu cred că această îngăduință creștină trebuie să-mi dea voie mea să îl tolerez pe fratele care nu suportă cravata și să-l iubesc ca pe acea care poartă cravata. Pentru mine n-are importanță. Eu pot să dau jos oricând. Sau să o pun deamă, că mă mai țin de ea când amețesc. Punem atâta accent pe lucrul acesta. Dar uităm un lucru esențial. Noi am fost chemați la iubire. Noi am fost chemați să iubim. Și din aceasta rezultă mult. Ne place așa mult să ne căjim surorile. Soră, ai cap acoperit? Și scrie în Biblie lucrul acesta. Că femeia trebuie să aibă capul acoperit. Și o anumită biserică spune că da, părul este cam venitoare. Deci ai? Dacă nu ești îndelit, înseamnă că n-ai păr, în concluzie. Și dacă n-ai păr, spune să te... Dacă n-ai capul acoperit, să te tunzi. Deci o femeie cheamă să se tundă. Nu-i logică treaba. Nu-i logică treaba. Deci, după Scriptură, femeia trebuie să aibă capul acoperit. Și ne place numai la bărbat, să ne tachinăm cu lucrul acesta. Ne place să le spunem lucrul acesta. Dar Scriptura spune că Hristos și-a dat viața pentru biserică. Noi le dăm viața pentru surorii, pentru soția. Eu îmi dau viața pentru soția mea. Dumneata îți dai viața pentru soția dumneata. De ce nu numai părțile care ne convine? Spune că femeia să aibă capul acoperit. Dacă o venim cu pălărie, nu ne convine. Dacă capul e acoperit. În anumite biserici spui să fie legat sub barbă. Dar unde ai găsit scris lucrul acesta? Pentru că musulmanii spun că numai atâta să se vadă. Și alții, și aici au acoperit.
Vedeți, astea sunt lucruri care nu rezistă în timp. Dar temeia trebuie să aibă capul acoperit, pentru că așa spune Scriptura. Contează foarte mult, mă bucur că primesc câte un amin, contează foarte mult cum facem corecția. Cât de înțelept era Apostolul Pavel. Era pregătit să le spună la surori și la frați un lucru despre acoperit și descoperit. La 11 cu 2. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Și pe urmă începe să-i atingă. Dar întâi ia locul dat. Întâi ia ridici oleacă ca să poți coboră. Dar dacă el e căzut și mai dat câteva lovituri așa în cap, unde l-ai băgat? Sub pământul intră direct. Și nu-ți mai vine în biserică, nu-ți mai vine la adunare. Îmi aduc aminte odată o persoană încerca să se întoarcă la credință. O femeie. Și a venit o săptămână, două la biserică. Cu capul descoperit. Și pe urmă când a văzut că toate surorile aveau capul acoperit, s-a gândit că e bine să-l acopăr și eu. N-am găsit motivație neapărat biblică. Nu știa care e motivația. Dar a văzut că așa era. Așa era în biserică acolo. Pentru cei care sunt ai Lui, aveți încredere în Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Duhul lui Dumnezeu transformă. Eu nu trebuie să iau locul Duhului Sfânt. Amin. Cu rușine am primit odată învățătura unei surori de la Suceava și a unui frate, soț și soție. O spus, nu vă mai faceți planul. Rugați-vă pentru ce vă deranjează în adunare. Puneți-vă pe genunchi, care Dumnezeu mai multă putere decât voi să transforme și ținuta, și vorbirea. Ne potinim în vorbire. Când am dreptul să mă potinesc în vorbire? Dacă mă vedeți că eu vorbesc vulgar, injurios, aveți tot dreptul să vă potiniți în ceea ce fac. Și aveți dreptul să-mi atrageți atenția. Acum, azi noapte, catolicii au sărbătorit Paștele. Și eu am libertatea să-i spun Hristos a înviat. Nu în sensul că a înviat azi noapte, ci ca formă de salut. Este o formă. Mă întâlnesc cu un fost coleg pe stradă și îi spun cum îi spun. Bună ziua! Nu, care este un... Nu știu ce religie are. Îi spun bună ziua! Sunt forme de politețe. Te duci la o doamnă, la bancă, care mai aveți treabă pe la bancă, și îi spuneți sărut mâna. A fost probleme de ruptură de biserică. Pe cuvântul acesta, sărut mâna. Pune mâna și o sărută dacă ai spus sărut mâna. Vă rog, uitați-vă în, la sfârșitul epistolei lui Evrei. Uitați-vă la, parcă la 2 Timotei. Transmiteți sănătate bisericii. O sănătate. Sănătate, spune. Cu sărutări sfinte. E cum pot eu să-ți transmit sănătate de la distanță sau să te sărut de la distanță? Dar era o formă de politețe la vremea respectivă cu care se salutau. Sunt forme, pentru unii puteau să fie pricine de potignire. Și m-a spus, cuvântul acesta de politețe, care nu exprimă decât un respect. Bună ziua! Eu nu pot să... Fratele Cristi a avut necaz cu mașina și îi spun bună ziua. Și el poate să-mi spună, să o crezi tu că e bună, nu? Dar el răspunde tot bună ziua. De ce? Din politeții. El ar putea să se potignească în ce spun eu. Dar noi trebuie să avem maturitatea, să acceptăm valorile culturale din vremea în care trăim. Noi trăim la ora actuală, în 2013, într-un anumit context. Și sunt lucruri care nu sunt păcătoase. Nici nu ne ridică, nici nu ne coboară. Dar dacă vorbirea mea atinge să nu iei numele Domnului în deșert, dacă mă apuc de spus bancuri despre Sfinți, despre Dumnezeu, atunci aduc atingere Sfințenii lui Dumnezeu. Dacă vorbirea mea este pornografică, atunci aduc atingerii bunului simț, a manierelor. Și pot să fie o pricină de potignire. Dar în rest, în ceea ce este frumos, v-am spus, atâta gingășie la Dumnezeu. Uitați-vă la un răsărit de soare. Uitați-vă la un apus de soare. Dumnezeu a lăsat ca toate lucrurile să fie foarte frumoase.
Și noi ne potinim de atâtea ori în ceea ce este frumos. Și ne mirăm. Mergem să facem evanghelizare. Lumea se așteaptă când vine în biserică să găsească ceva peste ceea ce este în lume. Mai multă eleganță, nu în ținută, în comportament. Mai multă finețe în exprimare, în tot ce vreți dumneavoastră. Politețe. La noi sunt locuri, nu trebuie să cedăm locul. Sunt locuri. Dar e frumos când ai un musafir să-i cedezi locul, te așezi lângă el, să vorbești cu el. Sunt lucruri care le primim în primii 7 ani. Și trebuie să profităm de lucrurile astea pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Nu spune în Biblie cum să-l saluți pe om, dar în Biblie spune despre Naomi. Plăcută. Hai să ne facem plăcuți. Hai să fim niște oameni, Domnule, eu când mă întâlnesc cu ăla, îmi place să mă întâlnesc cu el. Îmi place să stau de vorbă cu el. Îmi place să stau în prezența lui. Și acolo unde sunt pricini de potihnire, știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Dragostea acoperă totul. Iartă totul. Dacă suntem cu adevărat ucenicii lui Hristos, eu cred că avem nevoie să arătăm dragostea și în fapte. Nu numai să o vorbim. Eu cred că avem nevoie de efort din partea celor care sunt pricină de potignire și din partea celor care se potignesc. Nimeni nu deține perfecțiunea pe pământ decât Dumnezeu. Noi suntem doar trecători. Să învățăm să trăim frumos între noi. Fără să ne învinuim. Dom'le, tu ești așa, eu sunt așa. Tu te comporți așa, eu mă comport așa. Aducem tensiune între noi. Aducem ruptură între noi. Ne apărăm între noi. Și părâșul fraților, îi mai spun numele, îl știți. Este de ea. Ce rost are să dăm o satisfacție? Că sunt lucruri care nu sunt bazate pe cuvânt. Sunt lucruri care trec, nu ne sunt de folos. Și dacă cuiva îi folosește, Domnul să-l binecuvânteze. Smerenia în îmbrăcăminte niciodată nu dăunează. Vulgaritatea în îmbrăcăminte întotdeauna a dăunat. Eu nu cred că o fată vulgară este prea duhovnicească. Ba deloc. Eu nu cred că un frate cu un limbaj de stradă este un frate duhovnicesc sau care merită respectul bisericii. Merită atenția bisericii, dar nu respectul bisericii. Eu cred că trebuie să facem un pas spre maturizare. Să învățăm să trăim în armonie această perioadă cât arca este închisă și așteptăm salvarea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, cu tot ceea ce avem nevoie și să rezistăm tare în ispite, în potihniri, în tot felul de încercări care nu vin de la Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze biserica cu putere de luptă, cum a spus tinerii. Amin. Amin. Din vorbătoarea afișată pe ecran, ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și Domnul să binecuvinteze pe cel ce dă din toată inima. Amin. Un frate în sala care vrea să ne ajute din poeții, din dacă vreau.